Bine v-am regăsit! Astăzi vom merge în mijlocul oamenilor simpli, a oamenilor de la țară, pentru că suntem sătui de ciolaci, de grindeni și de politicieni care cară banii luați din mită prin portbagajele mașinilor. Suntem sătui și de minciunile lor din prag de alegeri, de promisiunile lor fără niciun fel de limită și acoperire. Ni se promite marea și sarea fără nici cea mai mică rușine, numai ca să își păstreze partea lor de ciolan. Am mers în comuna Fârliuc din Caraș-Severin. Cum intri, observi că este o comună în moarte clinică, ca mai toate satele din România, adusă în starea asta de politicienii corupți, de niște politicieni care nu mai știu ce înseamnă iubirea de țară și care nu se mai pot opri din jegmănit. Așa că o să stăm de vorbă cu Văru Ion, un bătrân care trăiește și el din mila Domnului, așa cum trăiesc mai toți bătrânii din țara noastră. Mă numesc Oprea Ion, sunt născut în comuna Criceva, numărul 73 și actualmente locuiesc în comuna Fârliug, în casa soției. Sunt pensionar, înainte am lucrat ca mecanizator, având școala profesională de mecanici agricoli și am mai lucrat și în fabrică. Viața de țăran de la Fârliug a fost foarte frumoasă până acum, maxim 10 ani în urmă. Fiecare om își lucra pământul, avea oi, avea animale care s-au împuținat cu 80%. Nu mai sunt decât câteva oi, câteva vași, foarte puține. Agricultura se face pe bucăți, care cum poate, populația îmbătrânind, forță de muncă tânără fiind foarte puțină, sunt condiții foarte grele, fiindcă și motorina și tot, sămânța tot e foarte scump. Momentan mă ocup cu grădina, care o am mare, la un hectar, cu tractorul personal, care e foarte vechi, din Anglia, un tip de motor McCormick, pentru care nu găsesc piese. Mă mai ajut cu vecinii care mă iau utilaje, mă ajută. Câteva oi mai cresc pe lângă gospodărie. Pentru a ajuta micul țăran român ar trebui să primim niște cupoane pentru combustibil, pentru motorine subvenționate. Să putem bucățele alea de pământ să le putem cultiva în condiții optime. Cu prețurile la care sunt, noi producem foarte puțin, nu putem să, de unde să vindem produse ca să putem plăti motorina la acest preț. Un ministru al agriculturii ar trebui să fie un specialist care a lucrat în acest domeniu câțiva ani și cunoaște care soluțiile pentru a îmbunătăți condițiile de muncă. Privind sămânța, îngrășăminte, erbicide, pesticide și alte, nu un om care a venit din alt domeniu de activitate. Ai ști pe cineva care ar putea fi ministrul agriculturii? Deocamdată nu știu, cum a fost domnul Tabără, care a fost specialist în domeniu, sau un alt inginer care profesează undeva, care se ocupă cu așa ceva, sau un inginer zootehnist pentru a îmbunătăți și procesul de creștere a animalelor. Ce părere ai despre ministrul ăsta?
Miniștrii ar trebui să-și facă datoria față de țară, adică absorbția de fonduri internaționale pentru a putea să depășim criza energetică în special și să fie un om care a lucrat în acest domeniu, care se pricepe pentru absorbția fondurilor internaționale. Că degeaba ne dau fonduri și noi nu le absorbim, nu facem nimic. De președintele țării, ce părere? Să apară mai des între public, să asculte doleanțele oamenilor, ce și cum nu vizite în toate țările din Orient. Deci dacă ai fi prim-ministru, care ar fi măsura care ai lua în primul rând? Prima măsură pe care aș lua ar fi cu pensiile care le primesc cetățenii care au muncit și au cotizat și cei care se fac bolnavi și încasează pensii uliașe. De exemplu, eu am 30 și ceva de ani lucrat, am o pensie minimă de 1300 și om care nu a muncit nicio secundă are până la 18-20 de milioane, că e bolnav. Dar cu pensiile speciale, ești de acord? Și pensiile speciale, nu cred că un pensionar din ăla special a lucrat cât a lucrat un mecanizator. Vara, în câmp, în arșite, în ploi, în căldură, setos, flămând și în alte condiții foarte grele, care au o pensie de mizerie. Ce mesaj ai trimite parlamentarilor noștri din Parlament? Parlamentarilor aș vrea să le transmit următorul lucru, să formeze legi care să fie de folos României și românilor, să fie mai conștienți de salariul pe care îl ăsta, nu se doarmă în Parlament, și să se ocupe cu alte probleme, să se certe și să se împingă. Pentru funcții, pentru cioloan. Ce mesaj le transmiți agricultorilor din România? Pentru faptul că România deține o foarte mare suprafață cu teren foarte fertil, să caute sub orice formă ca acest teren pe care îl avem să-l lucreze, să-l valorifice, nu să-l înstrăineze străinilor. Anul ăsta vor fi alegerile, avem atâtea rânduri de alegeri. Ce părere ai despre alegerile astea? Ce-i de făcut? Alegerile sunt foarte greu în situația asta, că sunt foarte multe partide. Ar trebui nu partidul să ne conducă pe noi, ci omul. Formatul omului, ce vrea și cum o să ajungă la cap, să fie patriot. Să aibă grijă de noi, de populație. Nu să se certe pentru funcții și pentru mai știu eu ce. Anul ăsta vor fi alegerile. Avem atâtea rânduri de alegeri. Ce părere ai despre alegerile astea? Ce-i de făcut? Alegerile sunt foarte greu în situația asta, că sunt foarte multe partide. Ar trebui nu partidul să ne conducă pe noi, ci omul. Formatul omului, ce vrea și cum o să ajungă la cap, să fie patriot, să aibă grijă de noi, de populație. Toată lumea îl blama pe Ceaușescu că a fost analfabet, că a fost pe pucar, dar a mers foarte, foarte bine. Fabrica a fost fabrică, s-au făcut în România și tractoare, și mașini, și camioane, și
basculante și totul o mers cu un singur partid, fără un milion de partide de extremă, stângă, dreaptă, cum le denumesc ei acum. Nu avem un guvern care să pune piciorul în scară, să fie o conducere, un patriot al României, care au avut relații externe cu toate țările europene. România era cândva grânarul Europei. Cândva, țăranul român era cel care ne oferea produse de tot felul prin piețele agricole. Atunci era respectat. Acum e mulțumit dacă reușește să se susțină pe el însuși, să nu moară de foame. Țăranul român nu mai are ce duce la piață și chiar dacă vrea să vândă o legătură de pătrunjel, este luat la întrebări de poliția locală ca și cum ar fi un infractor de drept comun. În schimb, vând samsarii produsele lor, aduse de peste mări și țări, din Turcia, Egipt și alte țări exotice, bineînțeles produse pline de chimicale. Așa s-a ajuns. Și când te gândești că ar putea trăi din firmiturile politicienilor, pentru că nu cere mult, cere doar să fie plătită munca lui sau măcar să fie lăsat în pace să trăiască fără atâtea taxe și impozite care până la urmă ajung tot în portbagajele politicienilor corupți. Are în jur de 75 de ani de când e fabricat, din Anglia. Model McCormick 237. Au fost foarte bune cu ridicare, cu direcție mecanică cu două bare. L-ai pornit? Eu am lucrat cu el. Acum merge? Acum nu. Păi ce are? Ce trebuie? Păi nu, s-a descărcat bateria. Asta pornește foarte greu, numai cu bujii incandescente, care eu nu am releu pentru ele să le încălzesc. Nu se găsesc piese pentru ele astăzi. Păi și greu, nu, cât ai pe cilindru, piston, segmentul mi s-au spart, am făcut comandă din Anglia, au venit. În Germania, din Germania, până Ardeal, nu știu, la o firmă, și de acolo mi le-au adus acasă. Cât e pensia? Cât ai pensia? 1280. Acum cu meritele de acum, dar am avut 1125. E greu, nu e ușor. Ne descurcăm pe plan local. Mai produce și grădina câte ceva. Mă ajută copiii. Păi da, dar înseamnă la fi bai. Ce zici de guvernanță ăștia? Guvernații nu mai au nicio putere în fața străinilor, pentru că au acaparat tot din România. Și pământ, și fabrici, le-au desfințat, le-au nimicit, le-au băgat la ferveche, a rămas izbeliște. Deci s-au dus și industria și tot. Industria și agricultura, pe măsură ce
or date leasing acum niște tractoare la care au pământ mai mult. Acum vin să plătească, oamenii nu au bani și le confiscă tractoarele. Ce agricultură mai facem noi? Da. De ce mai supraviețuim noi? Noi ni datori vânduți. Asta e blestemul lui Ceaușescu. Și din cauza cui? Din cauza guvernanților, că ei ce cer străinii, ei sunt de acord imediat. Nu avem oameni capabili să conducă și să vorbească acolo la Bruxelles, unde care ne conduc. Incompetenți, toți. Da, aici arată mai altă. În total cât pământ ai? În jur de 4 hectare. E zonă de deal, zonă săracă. Pământ nu-i prea fertil. Și nici nu ai cu ce lucra ca să zici că... Ei, nu, cu banii noștri nu mă putem să cumpărăm noi. Un tractor din ăla care se vinde, trebuie să ai cel puțin 50 de hectare. Așa nu are rost pentru 3-4 hectare să cumperi un tractor din ăla. Și familie, să ai oameni de muncă. Eu la 72 de ani nu mai pot. Și pădure ai? Pădure aș fi avut mai multe, nu am scos decât un hectar. Pe care n-am văzut-o de 5 ani, nu știu dacă o mai fi. Dar așa în linii mari cum te descurci? Cu pensia. Cu pensia și câteva animale de curte, găini, rațe, 4 oi. Ce zici că ar trebui să facă oamenii politici, ca să o ducă și țăranul simplu, cât de cât bine. Să fie un președinte de la noi, din popor, care cunoaște traiul și ăsta, dar să aibă ceva pregătiri în domeniul managerial. Să știe să conducă, să... Și ia amestecul străinilor în interesul nostru țării. Ei, păcat că ori dat petrolul, gazul, cărbune, energie, gaze, curent electric, tot se dă la export. Și noi nu mai producem nici măcar îngrășăminte chimice din cauza gazului metan pe care îl exportăm la bulgari. Nu știu, e frumos tractorul, nu? Nu-ți place de el? Bă, eu l-am iubit și-l iubesc. N-ar mai trebui băgați mulți bani decât un releu pentru bujii. Și-ar fi în stare perfectă. Ce părere ai despre pensiile astea lui parlamentarii ăștia, de pensiile speciale? Au pensii cam normale, dar ar trebui să depună și un efort pe măsura banilor pe care îi încasează. Și pensiile alea de 40, 50, 80 de milioane la judecători, și ăsta nu-s de acord cu ele. Că nu-or muncit ei așa greu să încasează atâta pensie. Așa-i. Ar trebui un agricultor care a muncit o viață pe tractor să fie mai bine cotat la pensionare. Noi, eu am lucrat o grămadă de ani, am fost tractorist de meserie cu profesională și am o pensie minimă. Da. Într-adevăr, n-am numai 23 de ani lucrat, dar a fost greu. Și oricum, e puțin, e pensia minimă, nu? Da. E pensia ca și când ai avea numai 10 ani și am trecut de 20. Dacă ar fi să ai în fața ta pe ministrul agriculturii, ce ai sfat? N-am ce să-i fac, el e de 3 luni. Nu lucrat în domeniu, nu știe nimic. E pus politic.
Deci n-ai avea ce sfat să-i dai. N-aș avea ce să am cu ministrul actual al agriculturii, care n-are nici experiență, n-are nici studii, n-are nimic. Dar la politicieni, ce sfat le-ai da? La politicieni aș da sfat să fie pe un sfert, ar fi suficient. Deci foarte mulți cu salarii foarte mari care nu produc nimic. Și nici nu se pricep că nu sunt în domeniu, nici care n-are un studiu în domeniu, categoric. Îți puși politic, că e de la PSD-ul, de la PNL-ul, cu toate că nu sunt de aici, din Fârliughi, s-a venit, nu prea cunosc în detaliu tot, dar e o comună cu pământ sărac, unde nu a fost nici colectivizare din cauza pământului sărac, pe dealuri, pe... A fost o agricultură de subexistență, în mare măsură, creșterea animalelor, oierit și pomicultură. Tineret? Tineret ca peste tot. Ori mai rămas foarte puțin. Natalitatea e foarte scăzută. Cum și condițiile de trai, nu numai la Fârliughi, în întreaga țară, cu oameni incompetenți care ne conduc și slab pregătiți. În orice domeniu sunt puși politic, nu sunt calificați în domeniul în care ocupă post. Ce să spun, dacă guvernanții noștri ar ajuta poporul cu subvenții pentru agricultură, cu utilaje agricole, fiindcă fabricile noastre semănătoare, tractorul Brașov, toate au fost desfințate, tăiate, bucăți și date la fer vechi. Acum noi importăm tractoare pe care le plătim în leasing. Dacă nu avem bani, ni le iau și rămânem și fără tractor și fără bani care i-am dat. Plecăm de la Văruion cu un gust amar. Este un simplu țăran, ca mulți alții din țara asta, de care nu îi pasă niciunui politician. Poate chiar l-ar privi cu dispreț de sus, de parcă țara asta ar fi doar a lor. Asta a ajuns în România, săraca țară bogată.